Din 17 iulie a intrat în vigoare legea 142/2016, care aduce modificări actului normativ privind sistemul unitar de pensii publice. Principala schimbare are în vedere pensionarea anticipată. Dacă până acum procentul maxim de penalizare era de 45%, prin intrarea în vigoare a noii legi, acest procent nu va depăși 30%. Acest lucru este posibil deoarece prin noua lege se stabilesc procente de penalizare mai mici în funcție de perioada cu care s-a depășit stagiul complet. La intrarea în vigoare acestei legi era prevăzut un procent unic de penalizare de 0,75% pe lună, care se mulțea cu numărul de luni de anticipare. Astfel, o persoană care a realizat vechimea completă sau stagiul complet de cotizare putea să se pensioneze cu 5 ani mai devreme, iar procentul de penalizare era 45%. Din ce cauză? 0,75 mulțit cu 60 de luni de anticipare ne dă acest procent de 45%. Prin intrarea în vigoare a legii 142 din 2016, procentul maxim de penalizare poate să fie de 30%. Noua modalitate de calcul a pensiei anticipate nu se aplică retroactiv. Toate persoanele care la data intrării în vigoare a legii 142 din 2016 beneficiază de o pensie anticipată parțială cu penalizare, nu pot solicita să-și recalculeze pensia în baza acestei legi, deoarece, potrivit principiilor dreptului civil, o lege nu se aplică retroactiv. Legea se aplică numai pentru viitor. Dacă ar fi fost să se aplice retroactiv, în însăși cuprinsul legii ar fi fost. Așadar, la pensia anticipată parțial cu penalizare, beneficiarii vor avea 15% în plus la pensie. Mai trebuie spus că procentul de diminuare poate ajunge chiar la 0,15% pe lună, în cazul celor care au o perioadă de cotizare între 7 și 8 ani peste stagiul standard complet.